Așa mă bate gândul să vând casa și pământul și să-mi iau un apartament la bloc, să mă mut la Ploiești. Cel mai bine. Am fost azi la cineva la proiect și l-am întrebat, zic că, pe băiatul ăsta când am ajuns la el, zic, ceva de dărâmat ai? Aici s-a dat așa, doar aici s-a dat un pic, dar nu-i nimic, că ăsta în vară o să-l fac altul, să fac altul nou, să-l duc până în vară, așa că i-a zis lui Ramon, ce să mai repar din asta, că e strâmbe, știi? Pun acoperișul din geamuri, din geamuri de-astea, acoperișul aici unde mi-a luat tablă. Dar ce mi-a zis mie Ramona? Măi, nu e bine din geamuri. Păi nu știi că am mai avut eu acoperiș, nu știi că noi am avut avant în geam. A dat poliția de la Bălțești, a dat la soacră mea acolo că i-ar fi expirat buletinul la mână. Că trebuie să-și facă buletinul. O să încerc să merg să iau adeverință de la primărie de aici, să venim să-i fac buletinul la mână aici la ceptru. Să nu-i mai fac acolo. Amândouă și soba asta și soba asta o să iasă pe, pe o singură linie fumul. Nu mai fac ca să mai dau încă o gaură, că așa ar trebui să pun un teu aici, să dau o altă o gaură aici, să pun în partea aia, să dau o gaură și acolo. De acolo e pericol, că dacă scoți burlanul în partea aia acolo și bate iar vreo rafală de vânt cum a venit în seara, tot fumul ți-l împinge înapoi în casă, că de acolo vine vântul. Tu trebuie să-l pui în partea asta altă, nu contra vântului, să-l pui în direcția lui, ca vântul să-l ducă încolo. Știi? Asta am să fac. Am să o pun și pe aici. Am să o pun și pe aici, mai bag o sobă aici și pun cot. Îi pun cot și burlan, că n-am cum altfel. Asta zici că face, face aici când e mai frig, noaptea, de exemplu, face, da. Nu face. Păi azi noapte, toată noaptea a mers soba. Face soba asta căldură de rupe, n-ai treabă cu ea și cum bagi un pic lemnele în ea, cum a pornit imediat. Uh-huh. Face căldură foarte bună soba, sunt foarte mulțumit de ea. Zicea și Ramona, uite ce soba bună, uite cum pornește. Pornește imediat, zice, cum ai băgat lemnul ea, cum ai pus capacul ăsta. Dar știi care e secretul ei? Să nu-i pui capacul de tot, uite așa, să nu mai ai aer, că atunci pleacă greu. Te să o lași un pic, mai așa. Și în momentul când a făcut poc, primul capoc din lemnul primat, e clar că atunci eu pornește. Pleacă, știi? Tavanul și... a rezistat? Tavanul a rezistat, l-am mai prins eu aseară pe acolo un pic. Pe acolo să plouă, nu? Dacă ar fi. Nu, nu. Toată marginea aia pe aici. Toată marginea asta aici poate să vină apa. Și în pași pe peste tot îți vine. Dacă e să plouă. Că așa urcă el în sus. Dar nu plouă pentru că are... Acolo s-a rupt sau așa a fost? Nu, s-a rupt. Unde? Acolo. Nu, 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 așa a fost. A, așa a fost. Așa a fost acolo, nu s-a rupt. Doar aici s-a dat așa, da? Doar aici s-a dat un pic, dar nu-i nimic, că ăsta în vară o să-l fac altul, o să fac altul nou. Să-l duc până în vară, așa că i-a zis lui Ramon, ce să mai repar din asta, că e strâmbe, știi? Da. În vară luăm OSB-ul și îl batem în cuie și facem în OSB, că OSB-ul rezistă mai mult decât rigipsul. Foarte mult. E mult mai bun OSB-ul. Și facem în OSB-ul și gata, nu mai ne complicăm să mai facem din rigips ca să nu stea și uite, rigipsul e prost, nu rezistă. Uite, da, și acolo văd că e, se vede... Păi nu, tot. Tot, da, tot o să-l dau jos tot în primăvară, bat riglă cum se bate și după aia bat OSB-ul pe riglă. Rezistă, nu? Rezistă până la primăvară. Să da, păi da, nu mai are mult. Nu mai are mult acum. Ce mai e? Dacă se îndreaptă vremea așa, o scoatem bine la lumină, știi? O, deja e ca și scoasă. Uite. E ca și scoasă treaba. Deja treaba e rezolvată. Aceea, dacă îi mai pun tabla aceea, se schimbă situația și aici. Pe aici trebuie să-i pun tablă. Da. Trebuie să-i pun tablă că uite, da apă aici, plouă aici. Plouă când se topește acum zăpada, că e pe casă. Da. În rest, antena merge bine așa cum e poziționată. Nu, n-am avut probleme cu ea. Cât a fost viscolul de mare, a avut probleme cu LNB-ul, dar LNB-ul ăla l-am schimbat atunci. Am avut eu altul până casă. Ține, cât de cât ține. Dar cred că o să luăm un televizor pe 12V, cum am avut noi cândva. Să vă spun de ce. Pe timp de iarnă este bine să mergi cu televizor pe 12V, pentru că nu prea ai curent destul, că nu bagă cum trebuie pe nou. Iar pe timp de vară, poți să mergi cu 220, când e soarele puternic de 40 de grade, atunci merge. Dar vedem acum, vedem ce se mai întâmplă și ce mai face. Eu acum urmează să iau tabla de acolo, să facă de post aici. Dar am zis să mai îndrepte un pic vremea să... Mă lasă un pic că nu poți nici să faci pe vremea asta, pe noroi sau pe dacă ninge sau mai știu eu ce, dacă plouă, știi? Și ne ajută mult, să vezi ce mult ne avantajează tabla aia pe noi, că nu o să mai plouă aici, o să fie tot timpul uscat aici, nu o să mai dea apa. La Bălțești ați mai fost? Nu. Nu, n-am mai fost. O să mă duc eu să iau rețeta lui Ramona, vedem când. A dat poliția de la Bălțești, a dat la soacră mea acolo că i-ar fi expirat buletinul Ramona. Că trebuie să-și facă buletinul. O să încerc să merg să iau adeverință de la primărie de aici, să venim să-i fac buletinul la Mona aici, la ceptru. Să nu-i mai fac acolo. Și nu știu de ce,
când am fost eu pe aici la Ramona, mi-a dat doamna factoriță de acolo, mi-a dat niște hârtii în care a zis că să scrie toți membrii, soacră mea, să scrie toți membrii care figurează la ea acolo. Și soacră mea a băgat acolo că figurează și Ramona și copiii noștri amândoi, că stă la Bălțești. Și de ce să fie făcut așa? Păi, de ce? Pentru că le dea lor un ajutor. Deci să le dea lor un ajutor. Ce să-mi facă? Că și așa nu mai mă duc pe acolo. Nu mai mă duc pe acolo. N-a ce să-mi facă. Da, aș vrea să o iau. Păi, dar și poliția de aici mi-a spus. O dată când am fost cu ea la poliție. Ce vezi că nu-mi place treaba asta. Păi, dacă stai aici cu tine, fă-i buletin de ceptură, nu mai? Fă-i mutație aici. Nu prea e bine să stea cu mutația de acolo, să stea cu adresa de acolo și să stea pe teritoriul ăsta. Dacă e să-i faci mutație aici. Uite, acum am găsit prilejul. Nu mai mă duc să mă rog de sănătate. Nu mai mă duc să mă rog de soacră mea să ia în spațiu, să... Îi facă buletinul, că o să mă duc, o să iau adeverință de acolo cu buletin. Cred că trebuie cu buletinul meu și cu certificatul ei bănuiesc. Tu mai ai buletinul al tău, mai ai? Da, păi cu ăla, păi baza la ăla trebuie să o iau pe ea. După aia când i-a expirat mie, să mai ia ea pe mine. Și nu rămân pe altul. Vorba nenea Marian, ce când a expirat al tău, să te ia ea pe tine, nenea Marian de la Timbuiești. Mare om, mare caracter. Cel mai tare om după zona de acolo, după Tâmboiești. El e, nu? E cel mai tare om după Tâmboiești. Culmea că te și cunoaște și pe tine bine și pe mine nu mai zic, știi? Da. Nenea Marian este cel mai tare, nenea Marian. E prieten cu toată lumea acolo. E prieten cu poliția, e prieten cu toți. I-am spus să ia într-o zi pe toți, să vină aici, să facem un grătar, să ne batolim aici cu toții, să facem aici o ghilaba. Zice, îl chiești pe nașul să filmeze. Da? Păi dar altfel nu se poate, eu fără filmare nu pot. Îl chiești pe nașul să filmeze. Da, vreau să o pun acolo, că e bine să o pun acolo. Și dacă mi-o dă vântul jos și pe aia o pun aici. Acum vedem. Cu vecinii te mai întâmplă? Da, da, mă am bine. N-am probleme, mă am foarte bine. Deci acum, în principiu cam asta ar fi. Tabla de aici să o pun acolo. Și aici, dacă mi-o dă vântul pe aia să o pun și pe aia în partea asta. Nu? A rămas blocată ușa, nu? Păi dar din cauza frigului nu mai pot. Da, rămân blocat ușa aia. Da, am blocat ușa din cauza frigului, că intra frigul pe acolo și n-aveam cum. Că mă gândisem într-un moment dat să pun acoperișul din geamuri. Din geamuri de-astea. Acoperișul aici unde mi-a luat tablă. Dar ce mi-a zis mie Ramona? Măi, nu e bine din geamuri. Păi nu știi că mai avut eu acoperișul, nu știi că noi am avut avant din geamuri. Și unde să fie pe geamuri? Sus pe casă. Am luat-o? Păi dar n-am avut ce să fac, la disperare am zis-o și pe asta. Dar nu mergea, că dacă se pune zăpada grea pe ele, sparge sticla. Nu faci nimic. Și Ramona ce ți-a zis? Nu pune geamuri că ne vine în cap. Să sparge și ne vine în cap. Nu face nimic. Bine, cum zici tu, dacă e, atunci nu punem. Și n-am pus. Dar sper să țină martor, să nu vine vreo ploaie pe acolo. Nu cred că vine, nu cred că ar putea să intre ceva în zona aia. Acolo, pentru că e făcut de mine și e făcut cu cap. Îți dai seama că eu toate le-am făcut cu cap. Eu cu casa am plecat strâmbă și am ajuns cu ea într-o parte. Am plecat cu ea cu fața spre poartă și am ajuns cu ea spre ceptura de jos. Păi, dar e terenul de vină. E terenul prost. Depinde de teren. Nu poți să pui, n-ai cum să pornești cu casa și să mergi cu terenul drept. Hai să trăiască cu mătru! N-ai cum să pleci cu casa de aici și să ajungi în partea altă. Să nu ajungi în partea altă, pentru că e terenul așa cum este. Uite-te și tu. Deci eu mi-aș face o casă acum, dar nu știu unde să o fac. Atât teren am, că vorba ăla, uite așa mă bate gândul să vând casa și pământul și să-mi iau un apartament la bloc, să mă mut la Ploiești. Cel mai bine. Am fost azi la cineva la Ploiești și l-am întrebat, zic că... Pe băiatul ăsta, când am ajuns la el, zic, ceva de dărâmat ai? Nu, doar facem. Bă, dacă ai ceva de profesia mea, să-mi spui. Zic, nu-mi place că la bloc la tine, că... De ce, băi, Arture? Cam mult speriez, mă. Cam mult speriez. Sunt învățat să nu prea dau roată așa pe toate ușile. Sunt învățat să intru cam pe direct, așa. Am cărat niște calorifere de la de fontă. Le-am dus jos și le-am dus eu la fierdei, mi-a dat și mie, mi-a plătit și mie. Și eu, tot așa, niște uși de-astea le-am luat. Am fost. Am mai fost cu el pe la Ploiești, l-am mai ajutat să aducă de la apartament de acolo. A cumpărat un apartament și făcea curățenie el și a schimbat ce a fost vechi și acum rămâne să-și cumpere, să-și înnoiască. Bine, ne vedem
Ne vedem data viitoare cu tabla pusă și cu noi și noi amândoi.